tres, dos, unos. Salutare, oameni buni, ne întoarcem azi în forță. Ediția de azi este plină de drame și de întorsături destul de neașteptate de situație. Dacă și voi credeți că viața bate filmul, stați cu noi până la sfârșit să despicăm firul în patru. Andrei e prea timid ca să vă spună, așa este. Dar vă recomand eu să citiți newsletterul. Numărul 11 din CryptoBully a ajuns dimineață în inboxuri, iar dacă nu sunteți abonați, e foarte păcat. Please like! Mă dă, oare Doucoana a ajuns în Europa? Andrei, autoritățile din Coreea de Sud suspectează că infamul Dokwon s-ar ascunde în Serbia. În septembrie 2022, Interpolul a emis un mandat de arestare internațional pe numele său. Procurorii care anchetează cazul său au sugerat că Dokwon ar fi plecat din Singapore către Dubai, de unde și-a ascuns de tot urma. Alte 5 persoane ar mai fi în vizorul procurorilor, în conexiune, evident, cu deja celebrul caz. Ca să nu uităm de ce toată lumea îl vrea prins pe Dokwon, CEO-ul Terraform Labs, care a creat ecosistemul Terra, vă reamintesc că moneda blockchain-ului s-a prăbușit în luna mai acestui an, iar pierderile investitorilor au fost estimate până acum la 40 de miliarde de dolari. Sunt foarte, foarte mulți bani, mădă. Tu ce ai fi făcut dacă îi aveai? Chiar nu am idee, dar aș fi făcut tot posibilul să nu ajung la pârnaie. De azi înainte, poți să-ți faci cont de Binance folosind linkul nostru de referral dacă tot planifici să te înscrii pe un Chex. Dacă îți place de noi și vrei să ne susții, click în descrierea acestui clip. Nu uita că avem și un tutorial despre cum să-ți faci cont de Binance. Dacă nu ești deja user Binance, ai posibilitatea să beneficiezi și de 100 de USDT cashback într-un voucher. SBF la pușcărie! Mă dă că tot îți place subiectul pușcărie, vestea bună e că nu toți țeparii din cripto scapă basma curată. Pe data de 12 decembrie, una predestinată, dacă mă întrebați pe mine, 12 a 12-lea ceas, Sam Bankman-Fried a fost reținut de autoritățile din Bahamas. Fostul CEO al FTX, SBF, a fost arestat luni, iar crypto Twitter-ul vuiește încă. Inculpatul a fost preluat de Royal Bahamas Police Force după ce guvernul local a primit o notificare oficială din partea Statelor Unite pentru că l-ar fi pus sub acuzare și că probabil urmează să solicite extrădarea lui. Vestea arestării vine la aproximativ o lună după ce Chex-ul lui SBF a declarat faliment, iar el a demisionat din funcția de CEO. Stați mascaților, aici intriga este cu mult mai adâncă. Marți, SBF trebuia să depună mărturie sub jurământ în fața House Financial Services Committee, dar cum a fost arestat luni seara, ce să vezi, adio mărturie. Se zvonește că urma să divulge lucruri nu tocmai ortodoxe despre cum a finanțat campaniile electorale ale politicienilor din state de ambele părți ale baricadei și că trebuia redus la tăcere înainte să dezvăluie aceste amănunte. Este o mare conspirație mondială. Punem deja. Tin hat. Illuminati. Și acum să intre cifrele pentru care am stat eu trează să-l ascult pe moșul ăla acrit. Miercurea asta, după prânz, am aflat noul core CPI. Valoarea de plecare a fost de 6,3%, fiind de așteptată una mai scăzută de 6,1%. Surpriza fiind că valoarea publicată a fost de 6,0%. Multă lume a interpretat asta cam prea bullish, ceea ce a dus la un surge ascendent pe futures, însă cei cu experiență în piață voiau să aștepte și discursul chairmanului Fed, Jerome Powell, pentru a anticipa momentul acestei pivotări pentru care, zice tot Fed-ul, se pregătesc. Deși după anunțarea noului core CPI, multă lume de Twitter considera asta ca fiind ceva neutru sau cel mult oarecum bullish, discursul lui Jerome ne-a lăsat cu gânduri bearish și asta pe termen lung. Asta a pregătit Fed pentru anul 2023. Mă, dar e posibil ca având acum aceste cifre
să speculăm doar că va fi un an în care nu putem decât să riscăm mai puțin și să ne educăm mai mult financiar. Ce poate face oricine e să-și gândească și să-și planifice un portofoliu cât mai solid, preconizând un eventual bull run, nu foarte aproape, ci cel mult în anii următori. Pauză de publicitate! Binance a anunțat oficial că adaugă perechea de tranzacționare Fiat BUSD RON, singura pereche publică ce include RON de pe exchange-ul crypto. Vestea e una bună pentru românii care ar fi preferat o modalitate mai ușoară de promovare a adopției crypto, din moment ce acum va fi mai simplu pentru începătorii de pe platformă să opereze direct pe spot market. Binance a mai lansat și o competiție în care primii 5 utilizatori, în funcție de volumul de tranzacționare pe perechea BUSD RON, vor împărți un fond de premii de 15.000 de BUSD. Găsiți tabelul cu premii în linkul din descrierea clipului nostru, dacă vă interesează să participați. Dragilor, asta a fost tot. Să fiți comiți până data viitoare, nu faceți ca SBF. Lăsați un comentariu și spuneți-ne cum credeți voi că o să influențeze piața cripto, ce a spus Jerome Powell și ce s-a întâmplat cu SBF în zilele trecute. Like, share și subscribe. La revedere, dragilor!